astăzi e Crăciun. Astăzi s-a născut miercuri de început, astăzi e Crăciun. Îngerii șoptesc, lumii treci vestesc, astăzi e Crăciun. Astăzi s-a născut miercuri de început, astăzi e Crăciun. Celui ce s-a născut și al cărui nume este Mesia. În seara aceasta am venit să-L onorăm pe Cel ce s-a născut în ieslea Betleemului, venit din cer, din glorie, din slava lui Dumnezeu, a părăsit gloria și slava lui Dumnezeu să vină în lumea noastră să ne-L descopere pe Tatăl, să ne-L prezinte pe Tatăl, să ne mântuiască, să ne salveze. În seara aceasta, haideți să ne închinăm, am făcut-o deja în cântec în seara aceasta și aș dori și în cuvinte de rugăciune să spunem același lucru. Glorie, glorie celui ce s-a născut, celui ce pentru noi și-a dat viața, a venit în lume să ne mântuiască. Haideți să ne rugăm Domnului, să cerem prezența Lui în seara aceasta aici, să binecuvinteze cântările de laudă, colindele pe care noi în seara aceasta le vom cânta în graiul nostru frumos românesc. De aici, de la margine de lume, aici ne vom închina Domnului și vom asculta cântările frumoase ale nașterii Domnului Iisus Hristos și vom asculta cuvântul Domnului împreună cu
copiii din corul bisericii, împreună cu corul mixt al bisericii, cu cei ce în seara aceasta îl vor onora pe Domnul prin colindele lor. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga noastră prezență în casa Lui și tot ce facem aici să fie numai pentru gloria și slava Lui. Amin. Ne rugăm Domnului. Vă invit să rămânem ridicați încă, ascultăm cuvântul Domnului, care va constitui motivul meditației noastre sfinte în această seară, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, sigur, ocazionat de această mare sărbătoare a nașterii Domnului nostru și Mântuitorului nostru. Citim pasajul din Evanghelia după Matei, din capitolul 1, între versetele 18 și 25, unde cuvântul Domnului vorbește astfel. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, ai un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Doresc cu toată dragostea să vă salutăm în numele Domnului Iisus, în casa Domnului și în seara aceasta, în această frumoasă zi de sărbătoare, sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos. Una din cele mai mari sărbători ale umanității, aș putea spune, poate cea mai mare sărbătoare, că ea a declanșat, de fapt, sărbătoarea care este legată de această sărbătoare, învierea Domnului Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus a venit prima dată în lume, s-a născut, a părăsit gloria cerească ca să poată fi cunoscut Dumnezeu. A căzut în păcat, El s-a întrupat și a venit la noi, a părăsit pe Tatăl și gloria care avea în ceruri și pentru 33 de ani a fost om ca oricare dintre noi,
prezentându-L în fiecare ocazie pe Tatăl din cer, revelându-I dragostea și planul de salvare care l-a pusese pentru lumea întreagă căzută în păcat. În seara aceasta noi suntem în casa lui Dumnezeu, aici la margine de lume, poate printre primii de pe această planetă care începem sărbătoarea aceasta naștere Domnului, sigur, alături de frații noștri din Noua Zeelandă, glorificăm aici înainte de a se scula chiar alții, înainte de a se trezi alții de pe alte meridiane, noi deja îl onorăm și îl glorificăm pe Cel ce a venit în lumea noastră să se nască și să ne mântuiască pe Domnul și Mântuitorul nostru, tuturor fraților, surorilor, tinerilor, copiilor care sunt în adunare, doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne facă parte de un har special, de un har bogat, care să ne facă să simțim că aici este casa lui Dumnezeu, aici este un loc unde Dumnezeu se prezintă și se coboară în mijlocul poporului Său. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze cântările ce le vom cânta în seara aceasta, corul de copii al bisericii și corul mixt al bisericii, pe cei ce vor lăuda numele Domnului în această seară. Aș dori să salutăm cu aceeași dragoste pe oaspeții casei Domnului care sunt alături de noi în seara aceasta. Sigur, am înțeles, avem oaspeți din mai multe locuri din țară, din România. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, inclusiv la amvonul bisericii, așa cum deja cunoașteți cu toții, îl avem pe fratele păstor Sami Tuțac de la Biserica Betel din Timișoara. Dorim ca Dumnezeu să-l folosească și în seara aceasta și să binecuvinteze mesajul Evangheliei cu această ocazie specială a nașterii Domnului Iisus Hristos. Apoi pe toți ceilalți oaspeți din biserică, veniți la familiile noastre, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți parte de sărbători binecuvântate, de sărbători fericite, să simțiți aici alături de noi că același Dumnezeu care își revelează dragostea prin Fiul Său trimis pe pământ la noi, în România, sau în America, sau în Europa, sau în care altă parte a globului, este prezent și în Australia. Și noi pe același Dumnezeu, pe același Domn, îl glorificăm și îl onorăm și îl înălțăm. Al Lui nume să fie slăvit. Dacă și în seara aceasta sunt alături de noi online prieteni ai bisericii noastre, sau frați, sau rude de ale noastre, aflați departe de Australia, dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și acolo unde se află și să le facă parte de harul bogat pe care credem din toată inima că Dumnezeu îl va face parte bisericii Domnului din Perth. Fie ca îndurarea Domnului să fie peste noi toți și vă invităm cu dragoste să cântăm plin de bucurie frumoasele colinde ale nașterii Domnului Iisus Hristos. Cred că niciun neam de pe pământul acesta, niciun popor de sub soare nu are cântări mai frumoase de Crăciun cum are poporul nostru. În niciun alt neam de oameni parcă nu se colindă așa de mult cum se colindă la români, cum colindă românii. Și uitați că am preluat acest frumos obicei creștin și l-am adus aici în Australia și se uită uneori australienii la noi mirați și spun, oare ce reprezintă lucrul acesta? Și au început să se obișnuiască deja de atâția ani cu noi, că mergem și colindăm și uneori vecinii noștri de limbă engleză sau de alte limbi din popoarele care locuiesc aici în Australia, naționalitățile care locuiesc aici în Australia, ne mai întreabă. Nu mai vin și anul acesta colindătorii care v-au colindat anul trecut, s-au obișnuit și au început să le placă. Slăvit să fie Domnul, pentru că aceasta este vestea și mesajul pe care noi trebuie să-l transmitem cu fiecare ocazie, dar mai ales cu ocazia acestei frumoase sărbători a nașterii Domnului Iisus. Așa cum spuneam, vă invit să colindăm în continuare, să cântăm împreună cu grupul de laudă și închinare frumoasele colinde ale nașterii Domnului Iisus Hristos, după ce împreună cu grupul de laudă vom slăvi pe Domnul cântând colinde, corul de copii al bisericii va slăvi pe Domnul cu prima colindă și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Dacă între oaspeții care avem în biserică avem dorințe care vor să-L onoreze pe Domnul prin astfel de modalități de colinde, îi așteptăm cu bucurie să ne facă cunoscuți și dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Avem oaspeți veniți și de la Ide, avem chiar un salut de la frații de la Biserica Betel din Adelaide.
din cea de-a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, versetele 2-7. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Salutul nu este adus prin fratele Duruș de la Biserica Bedel. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Duruș și pe frații de la IDE și pe noi cei ce primim salutul. Amin. Cântăm! Ai bogăția cerului.
Fie Domnul. Încă sosesc copii în biserică și n-am făcut anunțul acesta, care sigur pentru copiii bisericii este o bucurie, așa cum obișnuim cu fiecare ocazie a sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, biserica noastră pregătește o mică atenție pentru ei. Și la finalul acestui program din seara aceasta, copiii bisericii vor avea bucuria aceasta făcută de biserica noastră, ca să primească acea atenție mică cu dulciuri din partea bisericii, ca semn al dragostei și a prețuirii care noi o dăm familiilor bisericii noastre, prietenilor bisericii noastre, tuturor celor ce își aduc copiii să celebreze împreună cu noi nașterea Domnului Iisus Hristos. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am primit încă un bilet că avem oaspeți și din Austria, un frate pe nume Vlad Nadaș. Vă rog să vă ridicați, să vă vedem. Vlad Nadaș este nepotul fratelui Marius și Petrică Trif, Domnul să-l binecuvinteze, este venit din Austria, de la biserica Brook Underline, dacă bine am înțeles eu din biletul acesta, de lângă Viena. Frații de la această biserică ne salută cu versetul 58 din 1 Corinteni 15, care spune în felul următor: de aceea, preiubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Mulțumim fraților care ne salută cu acest verset, celui ce aduce acest salut. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți parte de un timp frumos în Australia, împreună cu rudele și cu biserica în care urmează să vă bucurați pentru perioada cât stați aici. Brother Ferry, the sound system coordinator, told me that we have some English-speaking guests tonight with us.
So please feel free and ask Brother Ferry to provide you with these units for translation. Of course, including my brother, my son-in-law, it's in the church tonight with the little children. They understand Romanian, they mean, so you don't need to take for them. But everyone who is in the church and want to understand what is all about Christmas, Romanian style tonight, please feel free, or our brother and sister who brought this brothers and sister of friends, English-speaking friends, please take this unit for them and make them easy to understand our sermon tonight. God bless you all. Invit acum pe fratele Beni Bădiță să slăbească pe Domnul cântând, apoi după fratele Beni Bădiță, tinerii bisericii vor slăbi pe Domnul cu altă colindă. Cheers.
Amin, slăvit să fie Domnul. L-am observat la începutul programului din seara aceasta și pe fratele Țurcanu, Grigore Țurcanu. Mi-a spus că a venit cu familia din România. Nu știu dacă au fost salutați de biserica noastră la reîntoarcere. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să aveți un timp plăcut și binecuvântat din nou în Australia. Apoi încă avem oaspeți din Italia. Domnul să-i binecuvinteze și oaspeții din Italia care încă au rămas la sărbători împreună cu noi. Corul bisericii va slăvi pe Domnul cântând. Și după ce corul bisericii va slăvi pe Domnul cântând, vom face rugăciune. Am primit un bilet că sora Lidia Lasconi a avut o intervenție chirurgicală de urgență și este într-o stare în care încă necesită ajutorul Domnului. Vedeți, noi ne bucurăm în biserică, alții n-au bucuria aceasta, dar au nevoie de rugăciunile noastre. Sigur că este așa frumos când putem îmbina cântările noastre de laudă la adresa Domnului împreună cu rugăciunile noastre prin care tot la Domnul mergem. Să rugăm să intervină pentru frații și surorile noastre și să-i binecuvinteze, să le ajute, să le rezolve problemele și situațiile prin care trec în vremuri de încercare și în vremuri mai grele. De asemenea, am înțeles că și sora Emanuela Iacob a născut astăzi, este lângă la spital, în stare de convalescență. Sigur, ne vom ruga și pentru ea. Corul bisericii, apoi ne vom ridica la rugăciune și vom veni cu această cauză de urgență înaintea Domnului, ca Dumnezeu să îndure. Amin.
Vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm Domnului pentru cauzele amintite. Domnul să se îndure și să ne asculte rugăciunea, în timp ce noi ne bucurăm, Domnul să lucreze în situația celor aflați în această nevoie de sănătate. Amin, vă invit să reocupați locurile. Din nou cântăm împreună cu grupul de laudă și închinare, colinde pentru slava și gloria Domnului, apoi fratele Sebi și sora Otilia vor slăvi pe Domnul cântând, din nou corul de copii al bisericii va slăvi pe Domnul, corul mixt al bisericii și apoi ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să pregătească și în seara aceasta pentru noi un cuvânt bogat care să folosească pentru mântuirea noastră și pentru apropierea noastră de Domnul tot mai mult. Amin. Domnul să binecuvinteze pe fratele Sami Tuța, care va vesti cuvântul Domnului în urma acestor cântări.
Păstori, le spuse cu un glas plâng să nu vă temeți. Azi în ieslea din Betleem, cel din vecie a luat chip de om. S-a născut cel fără de început, din iubire la noi a venit. Veniți să slăiesle, să ne început, din iubire la noi a venit, venit să slăiesle, să ne închinăm, inima în dar să-i dăm. S-a născut cel fără de început, din iubire la noi a venit, venit să slăiesle, să ne Thank you.
Yeah.